Astăzi am pornit pe un traseu de bicicletă să ucești digul lacului de acumulare de la Șerpănești, Bacău, Sărata, Nicolae Bălcescu și de aici voi Cataleia, balonul meteorologic, după aia cobor la Valea Butului, pădurea Himeiuș, ajung la Lespez, acolo înapoi la Sărcești, 80 de kilometri, forță cu bicicleta. Acum am făcut un popas între Sărata și Nicolae Bălcescu, e un popas între vii, foarte frumos se vede. Aici avem o panoramă superbă asupra orașului. Iar drumul va continua în pădure. Normal. Cura de bicicletă continuă prin pădure. A ajuns într-o poiană frumoasă aici. Să vă prezint din imediat. Aici cum urcăm de la Nicolae Bălcescu, ajungem într-o poiană sus, în vârf de deal. Aici avem și un loc, un acoperiș, în caz că plouă. Zona e super frumoasă. Da, ceea ce vedeți este un bordei în pământ. Un bordei care un adăpost de iarnă. Ține foarte cald. Este acoperit cu pământ. E făcut în pământ. Da, e genul de construcție care ai vrea să o găsești în timp ce străbați pădurea și e frig, e prinde noaptea. Super locul. Sunt drumurile de pădure. O asemenea priveliște în mijloc de pădure este un moment de binecuvântare. Lăsăm poiana în spate. Continuăm prin pădurea asta superbă. Super fain traseu. Deocamdată e pe drum. Pe drum de pădure, dar imaginile sunt de-a dreptul superbe. Ei, bike-ul își face datoria la deal. E un ajutor binevenit. Mai ales la trasele lungi, abrupte. Fiecare cu caii lui putere, nu? Superb! Fiecare cu vehicolul lui. Traseul continuă către pensiunea Cataleia. Am ajuns în coama dealului. Da.
superbă pădurea toamna, mai ales în locuri din astea care foarte umblate. Mișto traseu pe mijlocul cu pădure. Am ajuns la Catalea. De aici o să urc către releu, balonul meteorologic, și de acolo mai e de pedalat. Avem de treaba. Am traversat dealul, am ajuns la rele. De aici continui către balonul meteorologic. De aici cobor către Răchitișo și după aia ajung undeva la Podiș. Traseu destul de abrupt, necesită multă energie. Reîncărcăm cu un pic de zmeurată. Aici în varianta artistică. Hai, nu pot dura. Poate reușesc să vadă și niște căprioare. Au fugit mai înainte. Ce mișto, cât energie. Aici sunt undeva, dacă văd bine, da, la Răchitișul. Răchitișul, dar ce mișto, ce mișto se vede toamna. Acolo e traseul de urcare. De acolo ar trebui să cobor la Podiș. Am patrat celule. Continui drumul. Prin pădure, pe câmpie, pe drumuri, pe oriunde.
bicicleta nu are cum să nu-ți placă. Chiar dacă e noiembrie, e superb de bicicletă. Super, super frumos. Un loc în care te simți binecuvântat. Super fain. Asta e pădurea, asta e natura. Da, greu să conduci cu o mână. Priveliște e frumoasă, da? Greu să conduci cu o singură mână. Trebuie să-mi iau GoPro. Acum aflu undeva între Răchidișul și Lungcani. Frumos traseu de pădure. Superb tot, superb. Se notează repede. Sper să ajung într-un loc să apuc să mănânc. Foarte fain. Așa. De la Podiș am luat-o prin Dubas către pădurea Trebeș. E desiș, desiș, desiș pe aici. Înainte am văzut trei căprioare frumoase. Sper să mai văd și alte, să vi le arăt. Am reușit, le-am filmat un pic. Urcuș destul de anevoios, da, ușor, ușor, trec, da, așa este zona interior de... Parla este, da, simțit, eu mai am, nu am decât 55 km până acum, până la finish, aproximativ 90-100.
E un traseu de sălbatic. Ne-a umblat. Mai un pic și ajung la Buda Blăgești. Bine ar fi ambele mâini pe ghidon. Mai un pic, se întunecă. Da, oricum. Pădurea asta e brade, este superbă. S-a făcut noapte, am aprins farul la bicicletă, iar pădurea nu se mai termină. Da, noaptea a venit, că n-am reușit să ies din pădure. Da, a acușit, ajung eu și la margine. Și continui drumul. Bine. Mișto. Da. Asta e.